rog Dumnezeu să binecuvinteze întreaga adunare. Amin. Să binecuvinteze sufletul nostru, așa cum spunea fratele Laurențu, că e cel mai important. Spunea Pavel într-o prejurare lui Timotei, așa cum sporește sufletul tău, așa să sporească și sănătatea ta și toate lucrurile să-ți meargă bine. Amin. Și apoi sigur că Dumnezeu nu ne vrea ca noi să suferim, să ne chinuim, ci Dumnezeu vrea ca împreună cu sufletul și trupul nostru să fie păzite, curate și neîntinate pentru slava Lui. Pentru că nimic întinat și spurcat nu va ajunge în împărăția lui Dumnezeu. Dumnezeu să binecuvinteze întreaga adunare. Amin. Dumnezeu să binecuvinteze prietenii care sunt în locul acesta. Amin. Și să se facă de cunoscut ca și ei. Așa cum și noi odinioară ni s-a descoperit bunul Dumnezeu și ne-a arătat dragostea Lui și bunătatea Lui, să facă și în seara aceasta același lucru. Amin. Pe lângă Psalmul 127 care s-a citit, aș vrea să mai adaug, să citesc câteva cuvinte din cartea Isaia, capitolul 42. Cu versetul 1 spune așa: Iată robul meu pe care îl sprijinesc, alesul meu în care își găsește plăcerea sufletul meu. Vă rog să vă ridicați. Își găsește plăcerea sufletul meu. Am pus Duhul meu peste el. El va vesti neamurilor judecata. El nu va striga, nu-și va ridica glasul și nu-l va face să se audă pe ulițe. Trestia frântă nu o va zdrobi și mugul care mai arde încă nu-l va stinge. Va vesti judecata după adevăr. El nu va slăbi, nici nu se va lăsa până va așeza dreptatea pe pământ. Și ostroavele vor nădăjdui în legea lui. Așa vorbește Domnul Dumnezeu care a făcut cerurile și le-a întins, care a întins pământul și cele de pe el, care a dat suflare celor ce locuiesc și suflet celor ce merg pe el. Eu, Domnul, te-am chemat ca să dai mântuire și te voi lua de mână, te voi păzi și te voi pune pe ca legământ al poporului ca să fii lumina neamurilor. Să deschizi ochii orbilor, să scoți din temniță pe cei legați și din împrinsoare pe cei ce locuiesc în întuneric. Eu sunt Domnul, acesta este numele meu și slava mea nu voi da altuia, nici cinstea mea idolilor. Amin. Vă rog să luați locurile. Iubiți frați și surori, Dumnezeu să ne binecuvinteze pe toți, în primul rând cu urechi să auzim. În al doilea rând, Dumnezeu să ne binecuvinteze cu putere din ceruri, pentru că să nu uităm niciunul dintre noi, cuvântul lui Dumnezeu este viu și lucrător, mai tăietor ca orice sabie, cu două tăișuri străpunge inima și rărunchii, despică măduva și încheieturile. Și aș vrea să mă agăț puțin de acest cuvânt care aș vrea să îl dezbatem puțin. Psalmul 127 spune așa: degeaba vă sculați de dimineață și vă culcați târziu ca să mâncați o pâine câștigată cu durere, căci prea iubiților lui ele dă pâinea ca în somn. Slăvit să fie Domnul! Amin. Mai înainte de toate îi mulțumesc lui Dumnezeu și tuturor celor ce vă rugați pentru noi și familia noastră. Prin harul lui Dumnezeu vreau să vă spun că am fost la, să zic așa, cea mai mare sărbătoare care momentul de față o trăim. Și faptul că noi trăim această binecuvântare nu este altceva decât suntem bunici. Pentru prima oară Dumnezeu nouă ne-a dat harul acesta. Nu merităm. Să știți că m-am gândit mult la cel mai bun prieten al meu cu care eram împărtășit tot timpul, în fiecare zi, care a plecat, s-a dus. Și el are 9 copii ca și mine, dar el n-a mai avut harul acesta să-și vadă nepoții. Și Dumnezeu mi-a dat harul acesta și am luat avionul de la Viena la București. Și de la București
Poate că la mulți nu vă vine să credeți, de la București am zis că iau autostopul. Cu copiii mei mergem cu autostopul. Dumnezeu ne va păzi. Dumnezeu va fi scutul și stânca noastră. Că așa spune cuvântul lui Dumnezeu. Ori te crezi în Dumnezeu, ori te crezi în tine și zici aleluia, dar de fapt ție ți-e frică. Și bunul Dumnezeu, vreau să vă spun că ne-a purtat de grijă. Și nu numai că ne-a purtat de grijă, frați și surori, dar vreau să vă spun că Dumnezeu mi-a pregătit și mașina cu care să plec. M-am dus la aeroport, acolo sunt foarte multe taximetriști din ăștia care fac afaceri și mi-a cerut o sumă mare de bani care n-am fost de acord să le ofer, dar până la oră s-a găsit două mașini pentru noi. Copii într-o parte de mașină, câțiva copii cu mine și câțiva copii cu soția mea cu altă mașină. Și vreau să vă spun că Dumnezeu a găsit cu cale omul potrivit pe care să pot să mă duc cu el pe un drum de aproape 3 ore și să-mi fac slujba la care el m-a chemat, că doar Dumnezeu m-a chemat la slujba aceasta și el a zis, mă, pentru asta te-am chemat și aici e locul tău. Slăvit să fie Domnul! Și la plecare și la întoarcere Dumnezeu ne-a pregătit și vă aduc saluturile de la Cuscru. Cuscru are la Râșnov o biserică, el este păstor și mi-a zis să vă transmit salutări bisericii de unde vin și fie ca Dumnezeu să ne binecuvinteze pe noi aici și pe ei acolo și să ne putem duce fiecare crucea cu frică și sfială. Dumnezeu să fie slăvit! Aș vrea să vă spun că binecuvântarea începe, dar începe, are un început. Și începutul ăla este astăzi aici. Degeaba te gândești că mâine sau poimâine, că vei fi binecuvântat. Poate în lucrurile pământești, poate în lucrurile materiale. Degeaba te gândești că, spune cuvântul lui Dumnezeu, că degeaba vă sculați nici de dimineață. Și când s-a citit cuvântul acesta, mi s-a dus în minte și vreau să vă fac această mică mărturie care pe mine m-a marcat tot restul vieții mele. Degeaba vă sculați nici de dimineață și vă culcați târziu. Și mi-aduc aminte că făceam naveta dintr-un sat în celălalt sat. 6 km mergeam pe jos dimineața, 6 km mergeam pe jos seara de la lucru. Mai greu erau după ce stăteai 12 ore, stăteai la muncă în picioare și mai trebuia să vii încă 6 km. Iar cel mai greu ce a fost iarna. Pentru că iarna urlau lupii, era 1 km pădure. Dar a fost o vreme. Și gândul meu și planurile mele, e adevărat, nu-L cunoșteam pe Dumnezeu cum îl cunosc acum. Nu că nu știam de el, dar nu îl cunoșteam. Sunt două lucruri ca cerul de pământ, două lucruri diferite de a avea relație cu Dumnezeu, de a ști cine-i Dumnezeu, de a-i cunoaște puterea lui, dragostea lui, dreptatea lui, mila lui, dar și judecata lui, slăvit să-i fie numele lui. Iar dacă Dumnezeu ți-a dat harul acesta, eu cred că pentru aceasta Dumnezeu ți-a rânduit să ajungi în seara aceasta ca să cunoști că Dumnezeu e Sfânt, Sfânt, Sfânt de trei ori Sfânt. Și nu există decât să facem un singur lucru. Să ne pocăim cu toții în sat și cenușă. Binecuvântat să fie Domnul. Și hotărârea și planul pe care eu l-am făcut, frați și surori, prieteni dragi, care alergăm cu toții, alergăm și alergăm. Și s-a spus mai adineauri, de alergarea noastră, de a ne strânge, de a ne arăta că suntem cineva, de a arăta și noi că avem o mașină mai pompoasă sau o haină mai îmbrăcată sau cu marcă. Că așa suntem noi, de multe ori lumești și firești. Și vreau să vă spun că planul care mi l-am făcut a fost să-mi iau o mașină. Nu că a fost planul rău. Nu că a fost planul rău. Că planul meu a fost să-mi iau o mașină să-mi ușurez viața. Și știu că probabil ăsta e și planul tău. Să o duci mai bine și să știți că lui Dumnezeu nu-i pare rău de lucrul acesta. Numai că lui Dumnezeu îi pare rău că nu-L cunoști pe El. Fac o mică paranteză și vreau să vă spun că aici la Obi, ani de zile, veneam să predic Evanghelia la oamenii aceștia care stăteau cu zilele la muncă, de dimineața poate până după masa, și strângeau un ban și apoi știți ce făcea cu el? El luau cel rău, mergeau la băut sau mergeau în locuri murdare. Asta face diavolul când nu-L cunoști pe Dumnezeu.
Asta a făcut diavolul și cu mine, dragii mei. Și vreau să vă spun că după 6 luni de zile, mi-am luat o mașină. M-a costat 35.000 de șilingi. Nici în ziua de azi nu uit. Seara mi-am pus numerele pe ea. Și a doua zi de dimineață am zis că mă duc la lucru. Dar ceea ce n-am știut, știți ce a fost? Planul lui Dumnezeu. Planul lui Dumnezeu. A doua zi de dimineață, mergând la lucru, m-am trezit pe masa de operație între viață și moarte. Haideți să ne trezim, frați și surori, și să vedem că aici în Cuvântul lui Dumnezeu spune așa câteva lucruri care aș vrea să le punctez, și unul dintre ele este în felul următor. Scrie aici așa: iată, îți spun azi înainte viața și binele, moartea și răul, căci îți poruncesc să iubești pe Domnul Dumnezeul tău, să umbli pe căile Lui, să păjești poruncile Lui, legile Lui, rânduielile Lui, ca să trăiești și să te mulțești și ca Domnul Dumnezeul tău să te binecuvinteze în țara pe care o vei lua în stăpânire, adică țara în care Dumnezeu ți-a îngăduit să stai. Și spune în versetul 19 așa: iau-ați cerul și pământul martor împotriva voastră că ți-am pus înainte viața și moartea, binecuvântarea și blestemul. Alege viața ca să trăiești tu și sămânța ta, iubind pe Domnul Dumnezeul tău, ascultând de glasul Lui și lipindu-te de El. Și acum fiți atenți ce zice în partea a doua, versetului 20. Căci de aceasta atârnă viața ta și lungimea zilelor tale. Frați și surori, prieteni dragi, am strâns și am strâns și am muncit, mâncam 2 semeluri pe zi, să strâng un ban. Dar Cuvântul lui Dumnezeu zice, dacă nu zidești cu Domnul, degeaba ai totul. Ai strâns. Și chiar mi-am adus aminte despre un bărbat care l-am cunoscut la Deva. Mergeam în misiune și am cunoscut un tânăr, avea în jur de 30 ceva de ani. Și am spus cum am întâlnit eu cu Dumnezeu și cum m-am trezit după accidentul acela. Și zice către mine, eu am avut până acum 3 accidente și unul dintre ele m-am dat de vreo 4-5 ori așa peste cap. Și am zis, omule, eu cred că Dumnezeu astăzi ți-a tăiat calea să auzi dreptatea Lui. De aceasta târnă viața ta și lungimea zilelor tale. Poți să adun, dar poți să adun cu Dumnezeu sau poți să adun, dar risipind. Pentru că nu te bucuri, vă aduceți aminte ce spunea Dumnezeu prin Moise? Fiecare dintre voi să strângă un omer, iar sâmbătă să strângă 2 omeri pentru fiecare familie. Și unii s-au găsit mai dibaci, unii au zis, lasă-mă că nu e așa cum zic pocăiții. Strângem noi! Și ce s-a întâmplat cu el? Știți, nu? S-a făcut vierni. Dumnezeu să aibă milă de noi. Amin. Dumnezeu să ne binecuvinteze cu multă înțelepciune. Amin. De aceea am citit, frați și surori, din cartea Isaia 42. Și aș vrea să continui. Vă voi duce pe ori, voi duce pe ori pe un drum necunoscut de ei. Îi voi povățui pe cărări neștiute de ei. Voi preface întunericul în lumină. Iar dacă în seara aceasta tu hotărăști înaintea lui Dumnezeu, Doamne, eu nu te cunosc, cum spune omul ăsta, dar aș vrea să te cunosc prea mult. Aleluia. Și a bătut cel rău joc de mine. Astăzi vreau să mă întorc la tine cu toată inima. Vreau să spun că Dumnezeu, în urma hotărârii tale, cum spune în Psalmul 33, Dumnezeu privește din înălțimea cerului și vede pe toți fiii oamenilor. Din locașul locuinței Lui, El privește la toți locuitorii Pământului. Și știți ce mai face? Le întocmește inima la toți. Dumnezeu să te binecuvinteze că ai găsit cu cale să vii. Poate ai venit, știu eu, de curiozitate, poate ai venit la binecuvântare, poate ai venit invitat. Dar aș vrea să spun că aici, în biserică, este Fiul lui Dumnezeu. Este Cel pe care L-a rânduit Dumnezeu să te scoată și să mă scoată din întuneric. Iar dacă Dumnezeu a îngăduit să trec, să văd că totul e trecător și că nimic nu dăinuiește.
și că mi-a arătat că este lumina care strălucește în inimă. Dragii mei, Dumnezeu binecuvintează și nu-i pare rău, dar să știți și să nu uitați că dacă El nu binecuvintează, tot ce adun tu se duce pe apa sâmbetei. Dumnezeu să ne lumineze, frați și surori, să ne binecuvinteze cu multă înțelepciune. Să știți că am văzut, am cunoscut oameni care au muncit cu mâini grele și au ajuns realizat, cum se spunea. Se spunea despre unul care a zis, mă, mi s-a mărit ambarele, ce am să fac? Se gândea el, se frământa, că acum s-a îmbogățit. Și spunea el sufletul lui în Luca 13, zicea, suflete, bucură-te și odihnește-te că ai bunătăți, ai bogății pentru mulți ani. Și nici nu sfârșise încă vorba aceea și o voce din cer i-a spus, nebunule, chiar în clipa aceasta ți se cere sufletul înapoi. Vă aduceți aminte de Nebucanețar că Dumnezeu i-a dat un timp de 12 luni de meditație și pe când el se plimba pe palatul lui, zice, acum eu cu mâna mea, cu brațul meu puternic, am făcut, am realizat, eu sunt cineva. Vreau să spun că nu ești nimic. Ești și ești în seara aceasta pentru că mila lui Dumnezeu te ține. Pentru că dragostea lui Dumnezeu a făcut să ajungi în locul acesta și s-a avut tainele lui Dumnezeu care îți spune, voi lua orbi și voi călăuzi pe un drum. El ne este nouă și va fi și vouă fiecăruia o lumină care luminează în dimineața când te trezești și îți dă Dumnezeu putere să-ți deschizi ochii, să spui și tu ca Daniel, Doamne, ai milă în îndurarea ta și bunătatea ta și binecuvintează biserica întreagă, binecuvintează prietenii care sunt în locul acesta și deschide-le ochii să vadă. Un singur lucru vă trebuie și cu asta închei. Lucrul care nouă ne-l trebuie fiecăruia este scris aici și aș vrea să vi-l citesc. Și spune cuvântul lui Dumnezeu în Apocalipsa, capitolul 3, știu faptele tale, că nu ești nici rece, nici în clopot. O, dacă ai fi rece sau în clopot, dar fiindcă ești căldicel, nici rece, nici în clopot, am să te vărs din gura mea, pentru că zici, sunt bogat, sunt cine sunt eu, sunt în Austria, fac ce vreau, îmi trăiesc viața cum vreau. Te sfătuiesc. Luați bine aminte și seama ce zice Dumnezeu în seara aceasta. Te sfătuiesc să cumperi de la mine aur curățit prin foc, ca să te îmbogățești și haine albe, ca să te îmbraci cu ele și să nu ți se vadă rușinea goliciunii tale și doctorie pentru ochi, să-ți ungi ochii și să vezi. Să-ți ungi ochii și să vezi. Eu mustru și pedepsesc pe toți aceia pe care îi iubesc. Și versetul 20 zice așa. Iată, eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu și deschide ușa, voi intra la el, voi cina cu el și el cu mine. Dragul meu, frate, soră, prieten, fă lucrurile în așa fel încât să fii plăcut lui Dumnezeu, încât Dumnezeu să deschide zăgazurile cerului și să toarne binecuvântările lui. Vreau să vă spun că de atunci, de când Dumnezeu mi s-a descoperit și mie, da, e adevărat, am fost greu încercat, dar Dumnezeu în dragostea lui, când mi-am întors cu toată fața către el, am zis, Doamne, mă pocăiesc în șac și cenușă, de azi încolo nu mai vreau să fac un pas fără tine. Și vreau să vă spun că Dumnezeu m-a binecuvântat de atunci. N-aș fi crezut că îmi dă Dumnezeu o nevastă care să mă rabde și apoi a început Dumnezeu să toarne un copil, doi copii, trei, patru, cinci, șase, șapte, opt, nouă. Și slăvit să fie Dumnezeu că mi-a dat să văd și pe nepoții mei. Binecuvântat să fie Domnul că e bun! E bun! Dar să știți că pe lângă binecuvântările acestea mi-a dat Dumnezeu și pâine, să nu duc lipsă! Mi-a dat Dumnezeu și mustrare, și mângâiere, și îmbărbătare că e tată!
De aceea noi spunem Tatăl nostru, lăudat să fie numele Lui. Dumnezeu să binecuvinteze Biserica Betesda. Amin.